Salutare toată lumea și bine m-am găsit la primul meu episod de GTA San Andreas. Suntem aici pe serverul RPG2. Dar fraților, de ce să începem o nouă serie de GTA San Andreas? GTA, așa, îmi place mai mult GTA, știi? Da, bă, fraților, trebuie să fac aici ceva cu OBS-ul. Mut mai încoasă, să se vadă timerul. Da, bă, hai să începem să jucăm. Le dau un mic heal aici pentru să fim siguri. Așa îmi place mie. Am venit pe contul meu nou că vreau să-l cresc, adică, bine, contul ăsta l-am de luni, dar vreau să-l cresc. Bagă-mă. Bă, vreau să se bage mașină și retardat. Dar are bravura, frate. De nu-i mașina asta, bravura e asta, că nici mașina n-am mai jucat de ea. Da, e bravura. N-am mai jucat Sam de nu știu cât timp, bă, fraților, bă. Deci, mergem prima dată la aeroport. După aia mergem la jobul nostru mirobolan de gunoier. No, le place să muncim la gunoieri. Îți dați-mi o secundă, îți dau sample un pic mai pe minim. Ok, sper să nu se audă prea tare. Sper să nu se audă prea tare. Dacă se aude asta este... Dar nu fi boschetar în morții mătii. Aoleo, frate. Deci pe RPG2 a început să apară numai copii de 9 ani care pur și simplu strică ziua. Deci, da, am început să nu mai plac, nu știu, m-aș muta pe green baghet, da, sau pe blue baghet, abar n-am, da. Tot RPG-ul mă tentează să mă joc, să n-a, bine, tot RPG-2, că pot să intru și pe RPG-4, da. Milene se iau totul la început. Bine, deja am luat totul la început și pe RPG-2, da, na. Măcar aveam aici 44K plus 50K în bancă, level 6 sau cât am pe contul ăsta, abar n-am 50 de ore jucate, deci da, dar să încep totul de la început e foarte greu, deci da, nu știu cum să-mi pun microfonul să nu suflu în el, că eu suflu foarte tare microfon, deci da, sper să nu suflu de data asta în microfon. Dacă suflu, ziceți și voi în comentarii, că mi-e milene să mă uit la videoclip, mai ales că eu trebuie să filmez mult. Deci da, ziceți și voi în comentarii în caz de suflu în microfon, că eu citesc comentariile, vă dați seama. Da. Upsi. Am intrat în insurance team overlay. Noi bai. Da, bă, deci o să facem niște joburi, adică, bine, jobul nostru mirobolan de gunoier. Nu știu, o să încerc eu să joc foarte mult vine weekendul. Acum știți că mâine e vineri, vine weekendul frumos, frumos așa pe barosăneală, cum ne place nouă și o să încerc să joc mult off game, mă pe serv, cred că o să joc tot weekendul în continuu, nu o să dorm. O să și filmez, pentru zic mai bine să filmez, adică na, uite mașina mea. Ce caută mașina mea aici, habar. Stai să și mut, de fapt, stai așa un pic. Asta e tot mașina mea. De fapt, stai. Nu mă lasă să intru? Nu, nu e mașina mea. Nu, de fapt, bine, era mașina mea în ghilimele, adică am luat-o de pe stradă, dar asta m-a dus eu, parcă aici. Habar n-am, nu contează. Hai să luăm dodo-ul cu noi. /jobs. De fapt, nu, /work. Mă trebuie să mă dau jos. /work. Am zis /work. Așa ne bagă. Hai să intrăm înapoi. /engine. Am făcut setări noi la OBS pentru Samp, pentru că, na, la Samp nu trebuie 60 FPS-uri, 1080p, plus că am o rezoluție mică la Samp, nu știu de ce, adică, na. Plus că îmi place mie să joc așa și plus, încă un plus, facem o operație de-aia lungă, nu mă lasă să filmez Samp-ul cu Game Capture și îl filmez cu Window Capture. Deci ceea ce e mult mai complicat, deoarece nu pot să-l joc în full screen și căcaturi de alea, dar nu contează, mă. Ținem asta pentru noi, adică contează că putem să jucăm, putem să filmăm, contează că se vede pe ecran și nu filmăm un black screen, știți? Ce zic? Da, hai să stau un pic render distance-ul ăsta pe maxim. O, e pe maxim, atunci de ce se vede așa? O fi ceață, mă. Da, toată ziua a fost ceață. Da, deci playerii pe RPG4, am văzut că o filma Mazo cu un episod, ci că playerii pe RPG4 scad foarte mult, așa am auzit, bine, asta am auzit eu, poate n-o scăzut, poate a filmat ieri la oră târzie, habar n-am, dar ci că playerii pe RPG4 scad, nu știu, pe serverul ăsta merg bine 800 de playeri și acum e ora 10 aproape, da, e 9.45 seara, de puteți să mă scrie 21, da, deci 800 de playeri, ziua 1000 din 1000, deci vă dați seama că na. Na. Plus că mulți se culcă la ora 9, deci gândiți-vă doar la chestia asta, că mulți se culcă la ora 9. Deci chiar foarte bine să iei 881 de playeri. 882, nice. 883, oh, da, ies, intră. Da, bă. Ia uite, ești gherbiș, bă, suntem în lăvă, să mor tu cam... Eu nu vreau un lăvă, mă, nu-i bine, mă, nu. Bă, nu, stai să aterizăm, că nu-i bine, nu vreau aici, nu vreau să lucrez aici, frate, nu-i bine, trebuia să fie în SF. Stai așa, băgăm aici job, stai așa un pic,
Rizează încetişor, puiuță. Bravo, dă-te jos. Slash jobs. Gunoier, lăsă vă alege. Așa. Slash job. A, uite, mă, mi-l-a pus acum, lăsă. Cred că mi l-a pus să lăsă, așa e? Ia să vedem. Îl lăsă, trebuie să fie pus. Da, uite, îl lăsă. Da, îl lăsă, îi trase o mult mai scurbă. Deci, aici te pune LV, să te plimbi tot orașul, durează cred că jumătate de oră să faci un traseu. Aia în LV durează 5 minute. Lăsă, pardon, durează 5 minute. Nu merită să faci the fuck. Bă, dar ce dă Kenzie ăla ăsta, spam, frate. Kick pentru spawn. A, nu kick, mute pentru spawn. Bă, înseamnă că fac băieți aici prostii. Bine, eu nu cred că n-am luat niciodată un word sau ceva. A, pe contul principal mi-am luat, am un word. Da, nu, na, știți ce zic, nu am gen să-mi iau bani de la Word. Cred că nu mi-am luat în viața mea bani pe RPG. Bine, mi-am luat bani când eram începător, jucam de 2 zile și eram cu Mazoc în conferință și mi-au zis să scriu la un admin sus, pula sau ceva de genul și mi-am luat bani atunci, dar atunci a fost singura dată când mi-am luat bani, nu mi-am luat niciodată bani, dar cine dracu, na. Bine, atunci eram începător, nu știam ceva ce comanda aia, eu am crezut că, da, e ceva de fan. Poate scrie pe ecran, dar nu, era trimis la admin chestia. Bine, eram noob atunci, că nu scrisesem gen slash report, știi? Era slash... nu mai știu ce era, oricum. Dar era pe RPG 1 sau tot pe RPG 2? Nu, 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 bine, nu, încetează, nu, așa, bine, 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 te-ai stins. Deci doar să nu ia foc, doar să nu explodeze, te rog, nu exploda. Da, ne-am bușit ca proștii acolo. Ca prostul, de fapt, cu voi nu sunteți, Doamne ferește. Dar, mamă, uite frate, ce prost. Nu știu când am văzut copacul ăla. Adică, bine, și ocupat să mă uit pe obiect să văd dacă se vede bine și dacă filmează bine, dar puteam pur și simplu să mă concentrez, nu să mă bag în copacul ăla. Bine că, oi, uite, am ajuns. Mai mergem încet, că știu că n-avem parașută, pentru că am mai încercat odată să mă arunc din avion și n-aveam parașută, deci nu mai am încredere în avion. Vedeți că n-am parașută, să se vedeți doar așa un pic. Nu la foc, nu la foc, o la foc, o la foc. Fugi, fugi. Nice, good job. Hai să mergem aici la job. Slash work. Work, așa. Zici, gerbișmenul, lucrăm. Like a boss pentru gerbiș. Bă, se câștigă foarte bine din gerbișmen. Adică ziceți voi, bă, gunoier chestii. Bă, dar se câștigă bine, frate. Cred că facem 2 joburi. Sau unul. Nu știu, habar n-am. Suntem aici cu trashmaster-ul. Cât spune? 872, a scăzut. S-au crescut, nu știu, nu mai știu câte erau. Nu mai știu câți erau, frate. Da. O să fac și war-uri, da, deocamdată mi se trebuie să cresc contul ăsta, așa că trebuie să filmez foarte mult. Cred că o să fac mâine, vineri, vineri când vin la școală, o să fac un live stream cu GTA San Andreas și vedem, nu știu, CSGO, ceva poate, sau, nu știu, vedem, vedem, vedem. Da, mi-a apărut o notificare, nu ne pasă că joci CSGO, vabit. Da, am GTA-ul cumpărat pe Steam, adică GTA San Andreas-ul l-am cumpărat pe Steam și uitați, vedeți, mi-arată că sunt GTA San Andreas aici și automat primești și notificările de pe Steam. Pe enervant rău, frate, adică... Dar mi-am luat pe Steam. Nu folosesc aplicație. Bine, nu că nu folosesc aplicație, cred că, uite, cam antivirus, căcatul, dar... Nu știu, îmi place mie pur și simplu să intru acolo pe Steam, să pornesc din ăla de la Steam, știi? Nu știu de ce, dar pur și simplu îmi place mie așa. Și plus 2 euro, cât de pe G2 am luat cu 2 euro. Deci, nu mi se pare extrem de mult. O să zici, mamă, frate, cât de mult e și chestii. Nu, frate, deci chiar... Da, hai să vedem. Cred că o să fac doar jobul ăsta, că, da, e destul de lung. Sebiță, nice. Păsești un pic să văd dacă XX... Da, uite, mi-a dat ignore, uite. Da, m-a băgat la acest jucător te ignoră. Glumeam azi cu el, bine, mi coleg de școală, mă duc mâine și îi zic să-mi dea faza de... Da, da. Am fost, deși eram cu el și îl spamam, bă. Ziceam, bă, noob și chestii de genul și după aia mi-a dat blog, știi? Bine, oricum, pă, îi zic mâine și mă scoate, dar a fost destul de epică reacția, adică am început să-l spamez că e noob și prost și chestii de genul. Bine, în glumă, vă dați seama, nu-i prost. Da, s-a enervat, adică l-a luat în serios și mi-a dat blog, bă. Deci de n-am râs, mamă, frate, cât am râs. Cât bani avem în bancă? Când nici m-am uitat. 54 de mii, no problem, nice, good job. Good job. Da, cumpăr sultan. Nebun că rank cumpăr sultan, dar nu trebuie să ne spui și nouă chestia asta. Bă, următorul nivel 1250.
Good, not bad, not bad. Bă, 1000, bă, dai puțin, frate, adică, bine, trebuie să și muncesc pentru aia 1000, vă dați seama, adică. Tibi Grasu Bugat a primit bani de la Auraș motiv cheat speed hack. Bă, frate, nu înțeleg cum să vă băgați cheat-uri, adică era oare contul lui principal sau și-o fi făcut un cont la Caterinca acum să-și bage cheat-uri. Dar totuși, frate, adică se simte și om. Na, adică mă gândesc că nu a intrat de pe contul lui principal să-ți bage cheat-uri, adică muncești, stai nopțile să... Adică așa am făcut eu pe un server. Bine, nu eram pe RPG. Nu mai știu pe ce server eram. Era unul de stand sau ceva de genul. Deci muncisem, frate, băgasem acolo și banii reali să-mi cumpăr Inferno și chestii de genul. Și după aia a zis, bai să-mi bag sobeit de ăla sau cum dracu se numește hack-ul ăla, știi? Să bag bani de ăia, știi? Și curcă, mi-am luat bani și mi s-a dus tot progresul și aveam gen progres, deci degeaba mi-am băgat sobeitul ca tot același progres îl aveam, deci, da, mi-am cam luat bani aiurea, bine, aiurea pentru mine, adică a fost aiurea cum mi-am luat banul ăla, că puteam să fac și singur chestiile alea, nu neapărat să-mi bag hack-ul, dar da, de atunci nu mai folosesc niciodată cheat-uri, pe niciun joc nu mai folosesc cheat-uri, de fapt, numai pe GTA sau chestii de genul, deci da, ce să zic, GG. Da, top. Zic, ăsta, dolar, sebiță, dolar, îmi place numele lui. Ciudat, da, totuși. Bă, 869 de playeri, foarte frumos, la ora asta să fie 869 de playeri, deși ce time tot dau alt tab, nu alt tab, shift tab. What? Am văzut ceva în spate, lol. Nu știu ce a fost, dar am văzut ceva în spate. Bă, shift-ule, mă, dă-te la o parte. Ah, uite aici. Bă, joacă Fairy Wary ăla, bă, dar nu ne pasă că joci, frate, mă enervează chestia asta de la Steam, adică zice Fairy Wary joacă CSGO, dar nu mă interesează că joacă CSGO, stai și un pic, să mă poziționez mai bine, așa pe scaun, pe scaunul meu de gaming, care nu mai scaun de gaming nu e, ok. Bă, acum, nu știu ce mă, nu, ce prostesc, oh, nu e departe. Vreau, nu știu, m-aș apuca de RPG 3 sau 4, nu știu, RPG 4, care că e mai bun, adică, sau de Blue Baguette, nu știu, am vorbit și cu un prieten azi de, o zi mi-a recomandat serverul, adică, o zis că e fain, că e, na, bana, ramișcă, e fain serverul RPG, nu, Blue Baguette, dar, nu știu, am depus efort pe serverul ăsta, nu mă mai prea pot dezlipi așa de el, dar vedem, vedem, mai e, mai durează, cum, așa. Dani HD, nice, good job. Așa. Plus că na. Vedem, urmează, e doar un joc, it's just a game, bro. Și nu știu, seria cu Call of Duty, cred că nu o să fac episoade așa de des, deoarece eu m-am apucat de o serie care nici măcar nu o joc așa de des, adică joc jocul ăla odată la o lună. Dar pentru voi, acum că tot m-am apucat de serie și panorame, o să țin seria mai mult, adică, na. Acum, nu știu, odată la o zi, două, nu știu, nu o să fac episoade, nu o să fac două episoade pe zi, de exemplu, de Sump, o să apară două episoade pe zi. Nu o să fac din seria aia, nu o să fac două episoade pe zi, o să fac, cred că, doar unul sau, habar n-am, nu știu, unul sau unul la două zile, vedem, vedem, bă, vedem. Oricum, seria de Sump, două, trei episoade pe zi, mini, bine, maxim, adică trei episoade deja e enorm, dar dacă o să ne prindem, dacă o să intrăm și noi într-un... clans și într-o facțiune de pe contul ăsta, da, why not? Merge. Îmi convine să și facem și patru episoade, adică dacă voi vă uitați, mie nu mă deranjează. Plus că eu fac YouTube de distracție, nu-l fac pentru cine se uită sau el, fac pur și simplu așa, de distracție, adică îmi place și mie să vorbesc aici, să... Na. Acum nu mă luați că n-am niciun prieten care să vorbesc, da? Vă dați seama, adică, nu știu, nu pot să descriu de ce fac chestia asta, dar totuși, na, îmi place să o fac, îmi place să vorbesc cu o fi mare, să comentez în timp ce joc, nu știu, habar n-am care e chestia care mă atrage la YouTube, da? Totuși îmi place foarte mult, so, da. Dacă vrei să apari, what? Nu, repede, așa, în 5, dacă vrei să apari... În videourile mele vină repede. Hai, nu. Nu fi serios, mă scase care pot să le printez cu
un dolar în puii mei și la brand rentează cu 5. Acum nu știu care e scopul, să scoți mai mulți bani sau să-ți vină mai mulți de acasă. Știi care e faza? Adică dacă rentezi cu 5 dolari, nu o să-ți vină lumea. Dacă îți vin 3-4 de aia cu milioane de dolari, plus că unul care bagă cu un dolar poate să câștige mai mult decât ăla cu 5. Uite că la ăla cu 1 vine mai mulți, automat, nu pana mea, mă rog. Nu înțeleg care e faza asta, ci că vrei să știi absolut totul despre contul tău, atunci stați de comanda, listat și vei afla tot ce dorești. Nu înțeleg care e faza, adică stați și toată lumea că trebuie să stați ca să... Na, mai ales pentru începători chestia asta, habar n-am. Habar nu am. Colectează, colectează, colectează nesimțitule. Ia, cât gold am? Cât gold am? 80 de gold. Da, ne mai trebuie încă 10 gold să-mi iau și o premium pentru o săptămână sau? Ia, slash shop. Oh my god! Vezi a pinu, mă, și pinu nu, mă, nu mere să arăt pinu pe filmare sau știi ceva? Wait a minute, guys. Să așa, o să am închis un pic aia, pin. Gata. Am deblocat contul, ai validat codul de securitate al contului. Shop. 90 de gold. Dacă trebuie să ții carciunile așa, vedeți, deci trebuie neapărat să ia. Așa, rata de bânzi, vezi, dacă dau order, nu ai suficient gold. Vedeți? What? Poți să ieși permanent? One year. One year. Not bad. Poți să ieși pentru... Bine, no. Până la urmă, ăsta e 90 și ăsta e 3000. Holy shit, bă, 20.000 de gold. Foarte mult. Foarte mult, dar dacă joci foarte mult jocul, merită, eu zic, nu? Joci foarte mult, adică not like me, 1000 de ore GTA, deci not like me. Plata 2198. Foarte frumos, foarte frumos, ne-am luat și noi plata, bă. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod de GTA, cum zic eu, GTA. Da, sper că v-a plăcut acest episod de GTA San Andreas, mă. O, ce mașină frumoasă. Păcat că nu pot să fur. Da, bă. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să-mi lăsați comentarii cu propuneri, chestie, ce mai vreți voi să vedeți pe canal. Nu contează. Deci orice propunere e bună, da? Adică eu zic că seria de San Andreas, de Call of Duty, până acum e bine. Dar... sunt două serii. Avem nevoie de mai multe serii. Deci ziceți voi ce jocuri știți din 2016 care sunt frumoase. În afară de GTA 5, că GTA 5 deja toată lumea îl filmează, tot poporul îl filmează, deci ce naiba mă apuc eu să fac acum GTA 5. GTA San Andreas să-l fac din plăcere, adică că îmi place să-l joc, nu că, că și GTA San Andreas să-l facem, îl fac mai mulți chiar decât GTA 5, da. Zic ca idee, bă. Da. Să ce facem aici? Băi, Ionel. Ionel. Mario. Că-s curios ce... A, nivel 4. E clar, my friend. Clar de ce stai aici și nu-și mai știi de tine. Da. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod din GTA, cum zicem noi, San Andreas. Nu uitați să mai lăsați propuneri, știți voi, propuneri, chestie. Și ne vedem data viitoare. Bye, bye!